Salutare, salutare, dragilor! Ce mai faceți? Pentru că multe mi-a cerut un remediu pentru sânii lăsați. Astăzi o să vă arăt două rețete, două remedii naturale pentru a ridica sânii lăsați. Haideți să vedem de ce se lasă mai întâi sânii datorită sarcinilor repetate. Orice femeie care a avut o sarcină reprezintă un risc de lăsare a sânilor. O altă cauză este menopauza sau înaintarea în vârstă. Odată cu menopauza se reduce secreția hormonului de estrogen, iar lipsa acestuia duce la lăsarea sânilor. De asemenea, consumul de tutun. Să știți că țigările reprezintă un factor negativ în ceea ce privește elastina, care este răspunzătoare de fermitatea și elasticitatea pielii. Cu cât consumul de tutun este mai mare, cu atât diminuează elastina. Iar acest lucru duce de asemenea la reducerea calității pielii sânilor. De asemenea, ce alt factor duce la lăsarea sânilor este îngrășarea și slăbirea frecventă. Deci, când luăm în greutate sau când slăbim, acest lucru de asemenea duce la lăsarea sânilor, deoarece ligamentele și țesuturile mamare se întinde și se contractă în mod repetat. Bun, dragilor, acestea sunt câteva cauze care duc la lăsarea sânilor, iar acum haideți să vă prezint cele două remedii naturale pe care toți le putem face acasă cu ingrediente pe care le avem în bucătărie. Bun, prima rețetă, o să avem nevoie de albușul oului, albușul unui ou. După cum știți, albușul este bogat în acid hialuronic, în elastină. Mai avem nevoie de puțin ulei de măsline. Am eu, dacă nu, orice ulei doriți și vitamina E. Bun, așadar o să folosim doar albușul. Așa. Acum vom avea nevoie de o linguriță de vitamina E. Dacă aveți capsule, puteți să puneți 3-4 capsule de vitamina E. Încă puțin așa. Ok. Și două linguri de ulei de măsline. Așa, și doi. Iar acum, cu ajutorul unui mixer, o să mixăm totul. Foarte bine compoziția, uitați, până am obținut o cremă, iar cu această cremă masăm așa foarte frumos sânii, da? O să punem destulă cantitate, așa și masăm sânii. Lăsăm această compoziție timp de o jumătate de oră să acționeze. Înainte să punem această compoziție, sânii trebuie să fie perfect curați, spălați pentru a deschide porii. Așa produsul intră mai bine în piele. Deci este foarte important acest lucru, ca pielea să fie perfect curată, da? Deci masăm, cum vă spuneam, sânii și lăsăm produsul să acționeze timp de 30 de minute. După 30 de minute putem să ne dușăm, da? Sau să spălăm sânii. Acum o să vă prezint cel de-al doilea remediu. Uitați, așa, o cantitate destul de... Așa,
sânii să fie acoperiți cu această cremă. Am aici, după cum vedeți, mi-a rămas o cantitate destul de mare, așa că 2-3 zile puteți să faceți această operație, da? 3 zile consecutive, lăsați albușul de ou în frigider, este mai bine dacă este rece. Iar acum o să vă prezint cel de-al doilea remediu. Bun, dragilor, acum o să vă prezint cel de-al doilea remediu. O să avem nevoie de 2 linguri de iaurt. Eu am aici iaurt grecesc. O lingură de gel de aloe vera. Așa. Gel de aloe vera găsiți în farmacii, în magazine naturiste, peste tot. De asemenea și vitamina E și o linguriță de vitamina E. Vitamina E este nelipsită din rețetele pentru ridicarea bustului. Așa. Acum o să amestecăm totul foarte bine. Așa. Iar cu această cremă, dragilor, tot așa, cu masaj ușor, da? Ambii sâni îi masăm așa cu această compoziție. Tot așa, o jumătate de oră lăsăm compoziția să acționeze. Acum e vară, putem să facem acest lucru, e cald. Așa, lăsăm o jumătate de oră, iar după o jumătate de oră ne spălăm, ne dușăm, fiecare cum dorește. Bun, dragilor, cam acestea au fost cele două rețete pentru ridicarea sânilor. Vreau să vă mai spun că dacă faceți și câteva exerciții pentru ridicarea sânilor, deci după ce aplicați aceste rețete naturale, aceste remedii naturale, puteți să le aplicați, cum vă spuneam, de 3 ori pe săptămână fiecare sau să alternați într-o zi albușul de ou, într-o zi iaurtul cu aloe vera și tot așa. Și, cum vă spuneam, vă rog, dacă puteți să ia la 5 minute, nu mai mult, de exerciții pentru ridicarea sânilor, găsiți o grămadă de exerciții pe YouTube, căutați, vă rog, și aceste două lucruri îmbinate, o să vedeți că în scurt timp o să vedeți diferența. Ok, sper că v-a plăcut aceste rețete, vă pup și ne auzim în următorul tutorial. Ciao, ciao, ciao!